vreau să precizez încă de la bun început că intervenția mea e una care continuă discuția deschisă de domnul Florin Moțiu, continuată de profesorul Piperea și de doamna profesor Mihai, pe tema acțiunilor colective în eliminarea clauzelor abuzive. Iar faptul că aceste chestiuni, unele dintre ele au fost deja nu numai spuse, ci și comentate și aprofundate anterior, îmi ușurează oarecum misiunea. Mi-o ușurează și faptul că am mai intervenit subsecvent prezentării doamnei profesor Almășan în legătură cu modul în care sau cu rațiunea care se află în spatele acestor acțiuni colective, așa încât și pe fondul orelor înaintate o să intru direct în subiect. Spuneam când am intervenit pe marginea temei doamnei Almășan că e necesară crearea unor mecanisme de corecție a clauzelor sau contractelor standard care conțin clauze abuzive. Unul dintre aceste mecanisme este acțiunea colectivă în eliminarea clauzelor abuzive din contractele standard. Voi discuta această instituție prin prisma a trei parametri de oportunitate. Dacă e oportună reglementarea acestei chestiuni la acest moment și pe fondul unei jurisprudențe extrem de diverse la nivelul acțiunilor individuale, să-i spunem, sau demersurilor individuale împotriva clauzelor abuzive din contracte. În al doilea rând, dacă putem găsi o formulă de oportunitate, să zicem, care să nu deranjeze nici una, nici alta dintre părțile aflate într-un conflict sau într-un posibil conflict. Și în al treilea rând, o discuție din nou în termen de oportunitate din perspectiva eficienței acestei instituții, dacă se pune problema eficientizării textelor care există în momentul de față în lege și așteaptă să intre în vigoare la 1 iulie 2013. Legea, în forma care urmează să intre în vigoare la 1 iulie 2013, conține trei tipuri de acțiuni. Această chestiune e știută. O acțiune individuală a consumatorului, o acțiune la îndemâna organismului public independent responsabil cu protecția intereselor colective ale consumatorilor și o acțiune a asociațiilor reprezentative pentru protecția consumatorilor. Ceea ce vreau să adaug față de chestiunile care s-au spus aici este diferențierea între tipurile de intervenție judiciară pe care le reglementează cele două texte comentate, texte de lege comentate anterior. Dacă acțiunea individuală a consumatorului și acțiunea în principiu demarată la sesizarea organismului public independent a ANPC-ului sunt intervenții judiciare curative care pornesc de la un control concret asupra unui contract încheiat între părți și care în principiu este un contract în curs de executare sau executat deja, pentru că nu trebuie să excludem nici această ipoteză. Acțiunea asociațiilor reprezentative pentru protecția consumatorilor e o acțiune pe care o putem califica drept intervenție judiciară preventivă, pentru că ea privește modelele contractuale pe care le practică profesioniștii în raporturile cu consumatori. Dacă intervenția consumatorului are ca scop, deci, lipsirea de eficiență a clauzelor abuzive într-un contract în curs de executare, acțiunea demarată la sesizarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului are ca scop sancționarea profesionistului pentru utilizarea clauzelor abuzive din contractele de un anumit tip în curs de executare, nu dintr-un contract individual,
precum și lipsirea de eficiență a clauzelor abuzive din contractele de un anumit tip aflate în curs de executare, acțiunea asociațiilor reprezentative pentru protecția consumatorilor are ca scop suprimarea clauzelor abuzive din modelele de contracte standard și eventual lipsirea de eficiență a clauzelor abuzive din contractele de un anumit tip aflate în curs de executare. Spuneam acest lucru și cu ocazia conferinței organizate de profesor Piperea la finele lunii aprilie la București. Cele mai importante, din punctul meu de vedere, cuvinte din economia acestor texte sunt cuvintele de legătură, sunt conjuncțiile și prepozițiile, pentru că ele ne plasează pe poziția de a ne da seama care sunt diferențele între aceste texte și textele menționate anterior, sub aspectul obiectului acțiunii. Din punctul meu de vedere, dincolo de faptul că se consacră nulitatea expressis verbis ca sancțiune aflată la îndemâna consumatorului care acționează individual, ce e important de reținut este că atât acțiunea demarată la sesizarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, cât și acțiunea demarată de către asociațiile pentru protecția consumatorului, au ca obiect modificarea contractelor aflate în curs de executare prin eliminarea clauzelor abuzive. Această precizare nu există în lege în momentul de față. Legea în momentul de față vorbește despre modificarea contractului, fără să precizeze care este singurul mod în care judecătorul poate să intervină în contract. Or, acest tip de modificare repune legea română în litera și spiritul directivei împotriva clauzelor abuzive. Pentru că această directivă instituie o sancțiune specială, practic. Această eliminare sau evacuare, cum am numit-o eu și a insistat domnul profesor Piperi asupra acestui termen, această evacuare din contract a clauzelor abuzive presupune o sancțiune la adresa profesionistului, care este singurul mod în care judecătorul poate să intervină în contract. Judecătorul nu poate să intervină în contract, o să vedem, reechilibrându-l, ci doar eliminând aceste clauze dintre dispozițiile contractuale. Câteva probleme vreau să discut vis-a-vis de aceste texte. Prima privește limitele de apreciere pe care intervenția judiciară le are la dispoziție în momentul în care se intervine în contract. Dacă controlul concret curativ, care era practicat de către instanțe până în momentul de față, viza efectele clauzei prin raportare la circumstanțele încheierii contractului, controlul abstract care este consacrat în momentul de față de lege vizează efectele clauzei fără raportare la circumstanțele încheierii contractului. E o chestiune esențială, pentru că efectul acestei modificări legislative este excluderea contextului concret de încheierea contractului din sfera chestiunilor evaluate de instanța de judecată. Spune, de exemplu, legea, așa cum e ea în vigoare în momentul de față, că instanța va avea în vedere la aprecierea clauzei, caracterului abuziv al clauzei. Citez, toți factorii care au determinat încheierea contractului sau alte clauze ale altor contracte de care acesta depinde. În momentul de față, în momentul în care judecătorul se va pronunța asupra modelului contractual practicat de bancă și nu asupra unui contract sau altuia încheiat individual cu un consumator sau altul, evident că aceste elemente nu vor mai putea să fie evaluate. Și în plus, nici măcar toate elementele legale definitorii ale caracterului abuziv al clauzei nu vor mai putea fi evaluate de judecător, pentru că, de pildă, caracterul negociabil sau nenegociabil al clauzei e o chestiune pe care, în mod evident, judecătorul nu mai poate aprecia în momentul în care evaluează modelele contractuale sau, cum spune legea, toate contractele de un anumit tip practicate de profesionistul respectiv.
Deci acest element, negociabilitatea sau nenegociabilitatea clauzei, mai exact, ca element al caracterului abuziv, iese din aprecierea instanței de judecat. Există și o problemă complementară de probațiune, din punctul meu de vedere, pe care o ridică această intervenție a judecătorului în contract. Pentru că ea vizează, citez, contractele preformulate destinate a fi utilizate în cadrul activității de către profesionistul respectiv. Prin urmare, nu discutăm în cazul în care intentăm acțiunea la modul preventiv pentru a obliga profesionistul să nu mai practice un anumit tip de contract. Nu discutăm despre contractele încheiate cu un consumator sau un altul, ci discutăm despre modelul contractual practicat de profesionistul respectiv. Ori aici, pe teren probator, nu mai probăm un act juridic, ci probăm o stare de fapt, și anume că profesionistul practică un anumit model contractual, în general, în raport cu toți consumatorii cărora le oferă produsul respectiv. A doua chestiune vizează caracterul intervenției judiciare. În momentul de față, așa cum e redactat textul de lege, cel care reglementează modificarea contractului și atât de către instanță, în momentul de față există o tendință de adaptare redistributivă a contractului. Această tendință ar trebui din start să fie reprimată, pentru că instanța de consum, să zicem, nu face poliția, nu face o rescriere a contractului, ea face poliția contractului, ea elimină din contract clauzele abuzive. Astfel încât, dacă o adaptare redistributivă a contractului ar permite judecătorului să restabilească echilibrul contractual, eliminând clauzele abuzive și punând în locul lor, dacă este cazul pentru menținerea echilibrului contractual, clauze echilibrate, substituind deci clauzele abuzive cu clauze, să le zicem, neabuzive, impuse de către instanță, de lege ferenda, o asemenea intervenție judiciară este exclusă, pentru că textul de lege spune clar ce poate să facă, și limitativ ce poate să facă judecătorul. Poate să modifice contractul prin eliminarea clauzelor abuzive și atât, sau poate să dispună încetarea folosirii modelului contractual. Deci discutăm despre o suprimare curativă a clauzelor practicate de profesionist. Această eliminare, evacuare, expulzare, sau cum vrem să-i spunem, a clauzelor abuzive, are caracter sancționator pentru profesionist. Profesionistul răspunde și suportă riscul practicării clauzelor abuzive pentru simplu motiv că, după ce instanța elimină din contract acea clauză, este imposibil ca profesionistul să înlocuiască, să substituie această clauză cu o alta fără acordul consumatorului. Forța hotărârii judecătorești, practic, și efectele sale se limitează la suprimarea clauzei și nu se extind aceste efecte la consecințele pe care această suprimare le produce asupra contractului. Și aici, chestiunea interesantă e următoarea. Există un anumit tip de consecințe pe care le produce hotărârea judecătorească asupra modelului contractual pe care le evaluează in abstracto judecătorul, și există un alt tip de efecte pe care le produce hotărârea judecătorească asupra contractelor încheiate deja și aflate în curs de executare. Pentru că în momentul în care judecătorul interzice profesionistului să mai practice un model contractual, el este liber să redefinească clauza, să o rescrie și să o reintroducă în contract în alți termeni, evident, cu aceleași efecte sau cu alte efecte. Asta e o chestiune pe care o să o discutăm ulterior. Dar cu privire la contractele în curs de executare, neintervenind judecătorul în contract în sensul substituirii acelei clauze eliminate cu o altă clauză, înseamnă, consecința este că în acel contract rămâne un loc gol, un loc vacant. Cum umplem acest gol? Cu așa numitul conținut contractual implicit, sau cu clauzele pe care profesorul Piperea le numea clauzele impuse de lege, practic, obligatorii potrivit legii.
Ce înseamnă aceste clauze în cazul unui contract de credit pentru consum? Înseamnă așa numitele clauze obișnuite, pe care le numește noul cod civil atunci când spune că aceste clauze se subînțeleg în orice contract, înseamnă clauzele impuse de lege și înseamnă consecințele pe care echitatea le conferă contractului respectiv. În plus, dacă eliminăm aceste clauze, putem să mergem, când ne raportăm la clauzele impuse de lege, la dreptul special al contractului de credit pentru consum. Nu putem să trecem mai departe în piramida ierarhică a actelor normative spre dreptul comun al contractului de credit bancar, pentru că un asemenea drept nu există. Putem să ne deplasăm la dreptul comun al contractului de împrumut de consumație, din care își trage sorginte sau în care își are sorgintea contractul de credit bancar, și apoi să mergem, dacă nu găsim o sursă normativă, la dreptul comun al contractului. Problema însă cu privire la aplicarea acestor texte din codul civil, care vorbesc despre ce anume obligă, la ce anume obligă contractul, orice contract, problema cu aplicarea acestor texte este că ele au în vedere un scenariu diferit. Ele au în vedere scenariul unei lacune contractuale pe care legea vine și o acoperă pe diverse paliere, la diverse niveluri. Ori noi suntem în prezența unei ipoteze diferite. Nu suntem în prezența unei lacune contractuale pe care să vină legea să o acopere. Suntem în prezența unui gol lăsat în contract cu titlul de sancțiune pentru profesionist, pe care e de discutat dacă vine legea să-l acopere cu o clauză sau cu un efect care să reechilibreze contractul, pentru că până la urmă și-ar pierde caracterul sancționator evacuarea din contract a unei clauze abuzive, câtă vreme noi o înlocuim cu o clauză care oricum e echilibrată. Care ar fi riscul pe care și-l asumă profesionistul? Să fie obligat la un moment dat să evacueze din contract clauzele abuzive și ele să fie înlocuite automat cu clauze echilibrate. Păi, în mod evident, tipul ăsta de sancțiune nu e o veritabilă sancțiune. E un risc pe care, așa zis, risc pe care și-l asumă el, practicând o clauză abuzivă, eliminată judiciar și înlocuită ulterior cu o clauză echilibrată. Oricum, a fost și o chestiune interesantă aici, dar nu e, din păcate nu e timp pentru a discuta această problemă. Au fost avansate multe teorii pe tema tipului de mecanism care umple un gol în contract. Discutăm despre clauze, să zicem, rezonabile, majoritar practicate pe piață. Discutăm despre clauze cu efectul cel mai defavorabil pentru profesionist, cu titlul de sancțiune pentru profesionistul care practică clauze abuzive, sau discutăm despre clauze, așa numitele clauze maximum tolerabile, care practic să elimine din contract doar ceea ce este excesiv și să lase în contract ceea ce nu e excesiv, apropo de ce ziceam aici despre granița evident extrem de fragilă între ceea ce e abuziv și ceea ce nu e abuziv în contract până la urmă. Și în fine, în al treilea rând, problema extensiei efectelor intervenției judiciare în contract. Aici argumentele care au fost avansate de criticii acestor dispoziții legale sunt extrem de diverse. Se discută despre faptul că hotărârea pronunțată de instanță ar avea caracter reglementar și că ar conține dispoziții general obligatorii prin înfrângerea principiilor procedurii civile, care ar fi pronunțată această hotărâre în ceea ce privește raporturi contractuale care nu au fost deduse judecății în mod veritabil. S-a adus în discuție, evident, relativitatea efectelor hotărârii judecătorești, efectul relativ al lucrului judecat și așa mai departe. Eu spun că în momentul de față, așa cum e redactat textul, deși sunt de acord cu observația pe care a făcut-o doamna profesor Mihai în legătură cu faptul că discutăm despre un sistem implicit opt-out, care
care nici nu e un sistem opt-out, pentru că nu-ți permite să ieși din această acțiune, deci efectul maximal sub aspectul consumatorilor care sunt prinși în acest vârtej judiciar e evident, dar trecând peste această chestiune, eu zic că prin raportare la tipurile de efecte pe care le produce acțiunea respectivă, nu suntem în prezența unui exagerat sau exacerbat efect erga omnes, așa cum se încerca de către criticii acestei acțiuni să fie indus. Pentru trei argumente. În primul rând, nu e extinsă aplicarea hotărârii judecătorești la alți profesioniști care practică aceeași clauză abuzivă, pentru că ăsta ar fi un veritabil efect erga omnes. Și aici semnelez o chestiune interesantă, și anume efectul de distorsionare a concurenței între profesionistul care este obligat să elimine clauzele abuzive din contract și cei împotriva cărora încă nu s-a pronunțat o asemenea hotărâre judecătorească și care sunt liberi să practice acele clauze până în momentul în care o asemenea intervenție judiciară va fi făcută eventual, evident, și împotriva lor. În al doilea rând, hotărârea își limitează efectele la un model contractual standard, identic în ceea ce privește clauza abuzivă în toate raporturile dintre profesioniști și clienții săi. Și aici trec peste chestiunea efectelor respingerii acțiunii colective în raport cu consumatorul care acționează individual, pentru că subiectul a fost discutat, și ajung la problema așa zisului efect secundar pe care l-am remarcat, al unei diversificări artificiale a modelelor contractuale standard folosite de un profesionist. Care va fi efectul introducerii acestei acțiuni colective sau al reglementării acestei acțiuni colective? Un posibil efect. Diversificarea artificială a modelelor contractuale practicate de un profesionist pentru minimizarea efectelor unei posibile hotărâri judecătorești în eliminarea clauzelor abuzive. Pentru că cu cât mai diverse sunt modelele contractuale practicate de un profesionist, cu atât vor fi mai limitate efectele hotărârii judecătorești prin care se evacuează clauzele respective. Și în al treilea rând, hotărârea nici măcar nu-și extinde efectele la toate clauzele cu efect identic, indiferent de formularea lor. Și aici, evident că există o problemă a riscului reformulării de către profesionist a clauzei abuzive în sensul producerii unui efect identic, pentru că până la urmă efectul hotărârii judecătorești se produce cu privire la litera contractului, neputând depăși litera contractului, adică modul în care e redactată clauza respectivă, și nu se produce cu efectul clauzei în discuție. Dacă, și aici mă refer evident în special la modelul contractual practicat de profesioniști și la contractele în curs de executare. Din contractele în curs de executare sunt eliminate clauzele abuzive pur și simplu, dar cu privire la modelele contractuale, nimic nu îl împiedică pe profesionistul care practică un model contractual în care s-au remarcat anumite și au fost constatate anumite clauze abuzive, să reformuleze în alți termeni clauza respectivă, conferindu-i același efect, iar în aceste condiții este discutabil dacă discutăm despre un veritabil efect de autoritate de lucru judecat în ceea ce privește noua clauză sau noua redactare a clauzei, câtă vreme nu avem o hotărâre judecătorească care să producă efecte cu privire la noul model contractual, deși efectul pe care clauza respectivă îl produce este același. Mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Mai aveam câteva chestiuni de spus, însă evident că timpul promis a fost oricum depășit. Vă mulțumesc! Domnul profesor a spus foarte multe lucruri importante. În primul rând, unul care contrazice aproape în totalitate ceea ce am susținut noi astăzi de dimineață. Noi toți am vorbit de efectul erga omnes. Adevărul este că, așa cum spune Lucian, efectul acesta de obligativitate de modificare a contractelor se referă doar la contractele unui profesionist. Și cel mai interesant aspect, consecința cea mai importantă care rezultă de aici, este că, într-adevăr, poate să apară o tulburare în jocul concurenței foarte ciudată, foarte bizară, pentru că dacă se întâmplă ca acel tip de clauză abuzivă este folosit de mai toți profesioniștii de pe piață,
elimini doar dintr-un contract și practic îi creezi un dezavantaj. Sigur că e vinovat pentru asta, dar totuși îi creezi un dezavantaj concurențial. O altă afirmație care este într-adevăr foarte interesantă a lui Lucian este că, de fapt, prin eliminarea din contract a clauzelor abuzive și înlocuirea lor cu clauze echilibrate, nu aplici niciun fel de sancțiune. Nu e vorba despre o sancțiune, așa că atunci când se vorbește despre 600 de milioane de euro pierdere pe care le-ar suferi din aplicarea acestor texte băncile, ca și când numai la ele s-ar referi textul, este o mare greșeală conceptuală, întrucât, iată, din moment ce nu vorbim de o sancțiune, ci de o echilibrare a contractului, nu putem să vorbim de niciun fel de pierdere. Ca să mai vorbim de faptul că dacă faci acest profit, având în contract clauze abuzive, nu trebuie să pretinzi să îl faci în continuare. Nu e o pierdere. 3. Asta este o întrebare, iarăși revin la dilema pe care am lansat-o eu, inclusiv în discuția declanșată de intervenția doamnei profesor, eram uitat, Mihai. Care este natura procesului pe care îl declanșează ANPC, care am văzut din expunerea lui Lucian, are la final, la treia literă C, are ca obiectiv sancționarea contravențională. E un proces contravențional sau nu? Pentru că dacă este un proces contravențional, regulile probatorii, procesuale și așa mai departe sunt completamente diferite de regulile obișnuite dintr-un proces civil, și în orice caz, dacă e un proces contravențional acesta declanșat de ANPC, nu poate să fie cu niciun chip un proces contravențional acela declanșat de Asociația pentru Protecția Consumatorilor. Iată, cred, câteva dileme, câteva probleme care realmente pot să fie puse în discuție dacă tot facem o dezbatere, un studiu de impact cu privire la aceste texte. Distorsiune concurențială, pentru că din punctul meu de vedere distorsiunea concurențială nu poate să fie provocată decât de săvârșirea unor acte ilicite. Deci distorsiunea împotriva concurenței se realizează prin acorduri anticoncurențiale, abuz de poziție dominantă, practicile anticoncurențiale. Nu se poate plânge de un eventual prejudiciu concurențial, de faptul că suferă un prejudiciu concurențial, întreprinderea care respectă legea, fie că o respectă benevol, fie că o respectă ca urmare a pronunțării unui hotărâri judecătorești prin care este obligată să o respecte. Deci, cred că e o falsă problemă asta, sau chestiunea asta. Ceilalți sunt vinovați și urmează să fie trași la răspundere, dar ăsta nu suferă prejudiciu concurențial. Eu știu că băncile au fost deseori în vizorul autorităților de concurență, lucrurile sunt vizibile până și pentru noi, aici, dar aminte pentru... Ceea ce eu spuneam și, mă rog, mă explic cu privire la această chestiune ca să încerc să clarific, poate n-am fost suficient de explicit, e că cel supus unei asemenea acțiuni nu are a se plânge de efectele hotărârii, ci eu discut... Ceilalți au un avantaj concurențial nemeritat. Absolut, eu discut despre acest mecanism judiciar ca mecanism care acționează în piață și care produce acest dezavantaj celui sancționat în detrimentul celor care ar fi trebuit la rândul lor sancționați în egală măsură pentru același tip de clauză. Da, și autoritățile de concurență pot să ia profitul obținut în mod ilegal, mă rog, când o să o facă. Mersi frumos!